Mergem categoric scurt. Aceasta ar fi soluția. E avem o transmisie în direct, breaking news, doamnelor și domnilor, președintele AUR face declarații cu ce mandat merge la Cotroceni. AUR propune un premier independent care să respecte interesele națiunii române și care să facă tranziția către alegeri anticipate. Ne dorim să ajungem acolo, dacă va exista consens politic, nu avem nicio reținere pentru o nouă majoritate în Parlament. În momentul ăsta am purtat discuții și cu celelalte formațiuni politice, nu există o majoritate în Parlament, o nouă majoritate parlamentară. Dar AUR dorește să își ofere sprijinul pentru stabilitate și pentru soluții concrete. Despre această propunere, ați ajuns la un nume, ce ne puteți spune? Sigur, noi ne dorim un premier independent precum Călin Georgescu, așteptăm și celelalte formațiuni să vină cu nume pe care să-l agreem. O soluție și un profil de premier independent dincolo de orice dubii. Ați discutat despre posibilitatea inițierii procedurii de suspendare a președintelui României. Ce îi veți transmite astăzi dacă rămâneți în continuare pe Îi semnalăm președintelui Iohannis că această temporizare și această întârziere nu mai poate să se prelungească. Cu siguranță Klaus Iohannis nu poate să mențină această criză politică săptămâni bune de acum înainte. Astăzi președintele Iohannis trebuie să facă o nominalizare pe care să o aducă în fața Parlamentului în urma discuțiilor pe care le purtăm. Altfel, dacă va merge cu propunerea care există în momentul ăsta și pe care o auzim pe aici, pe holuri, să pună un om de paie care să facă figurație și să fie respins de Parlament, după care să revină cu propunerea de Florin Câțu premier, adică noi respingem ori pe domnul Ciucă, ori pe domnul Bode, după care va veni premier Florin Câțu. Nu este acceptabil. În acel moment, AUR va iniția procedurile de suspendare a președintelui și așa am pierdut o săptămână degeaba, de marți, de când l-am trimis acasă pe Florin Câțu. Până luni, ce am așteptat? Să joace președintele golf, să se ducă la Sibiu, să se întoarcă? Nu înțelegem motivul pentru care a pierdut țara o săptămână. Fiecare săptămână, fiecare zi pierdută vine cu costuri foarte, foarte mari. Ați văzut cursul euro, vedem prețurile la combustibil, vedem prețurile la energie. Nu este admisibil așa ceva. Orice tergiversare va fi interpretată de noi și sunt convins că nu doar de noi, ca o încercare de a-l menține pe Florin Câțu la Palatul Victoria. Spuneați că ați avut discuții și cu celelalte partide. În urma acestor discuții, ce alt scenariu ați putea să susțineți astăzi? Sau la ce alte variante ar fi, în afară de propunerea pe care ne-ați anunțat-o ceva mai devreme, și anume persoana domnului George Călinescu în postul de premier? Noi în acest moment venim cu o propunere care sperăm să găsească o majoritate. Adică un protocol pentru alegeri anticipate, până atunci țara să fie condusă de un premier independent. Asta este soluția pe care am găsit-o în urma discuțiilor și cu celelalte formațiuni politice și mergem cu un mandat clar la Cotroceni. Pentru suspendare ați discutat și cu alți parlamentari, aveți susținerea parlamentarilor astfel încât să strângeți semnăturile necesare? Și când am inițiat moțiunea de cenzură, părea că nu vom strânge semnăturile necesare, ne trebuie 155 de semnături. Dacă președintele Klaus Iohannis persistă și tergiversează, temporizează, amână, de fapt caută să îl mențină pe Florin Câțu acolo la Palatul Victoria, noi o să începem și cu siguranță vom găsi și semnăturile necesare și sprijin. Nu e nimeni din celelalte formațiuni mulțumit de felul în care gestionează Klaus Iohannis această criză. De fapt, nu o gestionează. Faptul că am așteptat o săptămână arată clar că nu face ce trebuie să facă un președinte. E timpul de astăzi, de luni, să se grăbească președintele Iohannis și să lase somnul de frumusețe și partidele de golf. Bun, ați făcut astăzi un apel legat de certificatul verde. Care este mai exact mesajul și de ce sunteți împotriva lui?
Mesajul verde, mesajul AUR pentru adoptarea certificatului verde este clar. Acest certificat verde încalcă drepturile noastre constituționale, nu trebuie adoptat de Camera Deputaților și de aceea ne vom împotrivi și cerem celorlalți deputați să voteze contra. Se încearcă o procedură de urgență, o să mă opun acum în biroul permanent, am la 1:30. Dacă vaccinarea va deveni obligatorie și drepturile românilor care nu sunt vaccinați vor fi suspendate.